Ultimele date despre vremeni le aduce chiar acum Georgiana Grădinaru. Bună dimineața, Georgiana! Cum va fi vremea astăzi? Tot mohorută sau vom avea parte și de ceva raze de soare? Bun găsit, Luiza! Bun găsit, domnilor și domnilor! Nu prea avem șanse la soare. Astăzi vremea va fi închisă în toată țara, iar vântul va sufla destul de tare. Revin cu mai multe informații imediat. Să Bun găsit, domnilor și domnilor, vremea va fi închisă în toată țara, vântul va sufla cu putere, de la ora 14 va intra în vigoare un cod galben valabil pentru regiunea Carpaților Orientali. Rămâne în vigoare până în această noapte la ora 3, interval în care vor fi rafale de 80-90 de km pe oră. Astăzi vremea rămâne ușor mai caldă decât de obicei, în mai multe zone din țară, în special în sudul, estul țării, se vor înregistra valori de la 6 și până la 15 grade. Ca aspect, vremea va fi închisă. Sunt anunțate ploi în sud, în regiunea sud -estică. În nord-vestul țării, din zona centrală, vor fi precipitații mixte. La fel se va întâmpla pe partea de vest a țării, iar în regiunile de munte, astăzi vor predomina minsorile. Mai mult decât atât, este și o informare meteo fără cod valabilă de azi de la ora 10 până mâine la ora 20 în ceea ce privește vântul care va avea rafale de 80-90 km pe oră la cote mai reduse. În sud-vestul și în sud-estul țării se vor simți rafalele vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră. În capitală vremea se menține închisă, cerul va fi acoperit de nori pe parcursul întregii zile și mai ales în prima parte a intervalului vor fi condiții să plouă slab, însă temperatura aerului rămâne generoasă. Astăzi se vor înregistra maximum 14 grade până mâine dimineață temperatura aerului va coborî undeva la 3 grade. În zonele de munte sunt anunțate ninsori și vor fi ninsori viscolite, vântul va sufla destul de tare ziua în zona Carpaților Oriental, la peste 1700 de metri, începând din această noapte și în Carpații Meridional se vor simți viteze ale vântului de 80 până la 100 de km pe oră. Mâine vremea se răcește accentuat în toată țara, se vor înregistra maxime de la 1 și până la 8 grade, în regiunile intracarpatice pe are extinse vor fi condiții de ploaie, la poviță și în soare. În sudul estul țării vor fi ploi. În zona de munte se va depune strat consistent de zăpadă, pe alocuri și prin Madamude și Transilvania sau în zona deluroasă din Banat și Crișana. Vântul va continua să prezinte intensificări, mai ales la munte, dar și în sud-vestul țării și în regiunea sud-estică cu rafale de 50-70 km pe oră. Acestea au fost informațiile. Numai bine vă doresc!